Bine ați revenit la Lumea nu este cum crezi. În această vară am publicat, tot în această serie, videoclipul Știință și credință, în care am încercat să demonstrez că nu pot exista contradicții între știință și credință, pentru că e vorba despre două lucruri complet diferite, fără nicio legătură între ele. Contradicții, am arătat acolo, pot să apară doar pentru cei care se încăpățânează să interpreteze textul cărților sfinte, Biblia, Coranul, Vedele, oricare, ad literam. Deși, de multe ori este evident că o astfel de interpretare este absurdă. Și am mai arătat în acel material că, departe de a infirma existența lui Dumnezeu, știința poate, dimpotrivă, să aducă argumente în plus pentru miracolul lumii în care trăim, pentru extraordinara complexitate a universului în care ne găsim. Și în materialul de azi voi încerca să aduc noi argumente în sprijinul acestor idei, de data asta cu ajutorul teoriei evoluției. Așa cum știm mai toți, ideea evoluției a venit lui Darwin în timpul călătoriilor cu vasul Beagle, călătorii care au durat aproape 5 ani, între 1831 și 1836, iar cele mai cunoscute observații care au stat la baza ideii evoluției sunt cele legate de varietățile de broaște țestoase și de sturzi din insulele Galapagos. Acestea, împreună cu multe alte observații ulterioare, l-au condus pe Darwin spre ideea evoluției, iar în anul 1859 a publicat celebra lucrare On the Origin of Species, adică despre originea speciilor. Ideea de bază a evoluției, revoluționară pe vremea respectivă, era că speciile nu există dintotdeauna și nu sunt imuabile. Ele apar și dispar printr-un proces pe care Darwin l-a numit selecție naturală. De-a lungul timpului, și mai ales în prima perioadă de după publicarea teoriei evoluției, au fost aduse multe obiecții și critici acestei teorii, așa cum se întâmplă întotdeauna când evidența științifică contrazice textul biblic. De aceea vreau pentru început să vă prezint câteva argumente ale celor care de-a lungul timpului s-au îndoit de această teorie și să vedem dacă aceste argumente au valoare științifică și logică. Voi începe cu o obiecție care apare și azi în discursul celor care se îndoiesc de valabilitatea teoriei evoluției, pentru că mai avem încă și azi oameni care nu cred în evoluție, dar nu trebuie să ne mirăm. Există azi și oameni care cred în continuare că Pământul este plat. Se reproșează teoriei evoluției că nu poate explica cum a apărut viața. Ei bine, astfel de obiecție este lipsită total de fair play, pentru că teoria evoluției nu este despre cum a apărut viața. Teoria evoluției ne spune ce s-a întâmplat după ce a apărut prima celulă vie, după ce a început viața. Viața nu avea cum să evolueze înainte de a exista, nu? Așa că să-i reproșezi teoriei evoluției că nu explică cum a apărut viața, e ca și cum ai reproșa, de pildă, istoriei că nu explică cum a apărut omul. Păi nu explică pentru că nu-i treaba ei, nu se ocupă cu asta. Și acum să trecem la obiecții mai serioase. Se spune că termodinamica ne arată că entropia unui sistem trebuie să crească în timp, iar entropia măsoară gradul de dezordine al sistemului respectiv. Așa că, ni se spune, apariția celulelor vii și evoluția ar fi interzise de principiul al doilea al termodinamicii, deoarece conform acestuia, dezordinea pe Pământ ar trebui să crească în timp, dar evoluția presupune, dimpotrivă, organisme din ce în ce mai complexe. Numai că acest argument este folosit de cei care nu cunosc forma corectă a principiului al doilea. El spune că entropia crește într-un sistem termodinamic izolat. Dar Pământul nu este un sistem izolat. El primește cantități enorme de energie zilnic de la Soare. Și acolo unde vine energie, entropia poate să scadă.
Dacă nu intrăm într-o cameră cu lunile și cu anii, evident că dezordinea va crește, de pildă praful se va face tot mai gros. Dar dacă intrăm și facem curățenie, adică ducem energie în camera respectivă și efectuăm lucru mecanic acolo, dezordinea scade. Deci nici acest argument împotriva evoluției nu este corect. Alt argument este următorul. Cum poate să se perfecționeze un organism prin variații întâmplătoare ale codului lui genetic? Se face de obicei următoarea comparație. Dacă iau un ceas și fac niște modificări întâmplătoare, ceasul nu va mai funcționa. Pare un argument corect, nu-i așa? Ei bine, nu este. Pentru că apariția și dispariția variațiilor organismelor nu este un proces întâmplător. Rămân doar cele care sunt folositoare. Tocmai de aceea Darwin a spus că evoluția se realizează prin selecție naturală. Dacă vrem să facem comparația cu ceasul, atunci nu există un singur ceas. Există milioane și milioane de ceasuri. Și dacă în cazul unui ceas facem o modificare care înrăutățește lucrurile, aruncăm acel ceas. Dar din când în când, foarte rar e adevărat, atunci când facem o modificare, ea aduce un avantaj. De pildă, ceasul merge mai precis. Această modificare o păstrăm și o extindem la toate celelalte ceasuri. Și în acest fel, prin păstrarea și extinderea modificărilor avantajoase și eliminarea modificărilor dezavantajoase, obținem ceasuri tot mai bune și mai complexe. Asta face, în locul ceasornicarului, selecția naturală. Exemplarele care au variații ale fenotipului care le dezavantajează dispar în timp, iar cele care au variații folositoare supraviețuiesc. Și în acest fel apar noi și noi variații care se acumulează până când ajungem la o nouă specie. Un argument mai modern și care pare foarte puternic la prima vedere este cel al așa numitei complexități ireductibile. Deoarece este unul dintre puținele argumente care le-au mai rămas celor care încearcă să combată teoria evoluției, voi vorbi mai multe despre el. Acest argument spune cam așa. În cazul unui organ complex, cum ar fi ochiul, de pildă, dacă eliminăm oricare componentă a lui, el devine inutil. Nu își mai poate îndeplini funcția. E adevărat. Și atunci, spun cei care încearcă să combată în acest fel teoria evoluției, organul respectiv n-avea cum să apară treptat, adică componentă cu componentă, deoarece până când nu există toate componentele, organul nu funcționează, deci nu aduce un avantaj. De pildă, în cazul ochiului, degeaba apare, să spunem, globul ocular cu tot ceea ce conține el, dacă lipsesc celulele sensibile la lumină de pe retină. Ființa cu un astfel de ochi nu vede, este oarbă. Numai că și acest argument este greșit. Iar greșeala pleacă de la faptul că cei care îl folosesc își imaginează ochiul ca pe un aparat alcătuit din componente realizate independent unele de altele și care trebuie asamblate. Adică își imaginează că un organ complex apare prin asamblarea componentelor lui, așa cum producem noi aparate industrial. Dar apariția și dezvoltarea organelor nu se face așa pe calea evoluției. Natura are altă metodă de a obține un organ complex. Nu face așa cum facem noi, realizând întâi piesele, componente și apoi asamblându-le. Și voi da ca exemplu evoluția ochiului. Apariția și dezvoltarea ochiului s-a făcut pe calea selecției naturale și puteți urmări ceea ce spun în acest desen. Cam așa. Întâi apar niște celule fotosensibile, celule sensibile la lumină. Ele aduc deja un avantaj, pentru că ființa care are acum aceste celule știe dacă e lumină sau întuneric în zona în care se găsește. Poate să aleagă zona cu lumină dacă este frig sau să aleagă zona cu întuneric dacă trebuie să se ascundă. Apoi, zona pe care se găsesc celulele fotosensibile se curbează.
devine concavă. Asta aduce un nou avantaj. Ființa știe acum și din ce direcție vine lumina. Pentru că dacă lumina vine din dreapta, doar celulele din stânga vor primi lumină. Dacă lumina vine de sus, doar celulele de jos vor primi lumină. Și ființa acum capătă deja senzația de lumina vine din dreapta, lumina vine din stânga, lumina vine de sus, lumina vine de jos. Mai târziu, zona cu celulele fotosensibile se adâncește tot mai mult, până când rămâne doar o mică deschizătură prin care intră lumina. Și în acest moment putem deja vorbi despre un ochi, deoarece fenomenele optice de difracție și interferență produc o imagine pe celulele fotosensibile. E adevărat, imaginea este neclară, este puțin luminoasă, dar creierul ființei care are acest ochi rudimentar poate interpreta semnalele pe care le primește, producând imagini. Într-o nouă etapă, deschizătura se poate închide printr-o membrană transparentă și în acest fel, celulele fotosensibile sunt mai bine protejate de variații de temperatură, de factori chimici agresivi și așa mai departe. Apoi, spațiul interior care s-a creat se umple cu un lichid. Un lichid secretat de celule din jur. Iar lichidul funcționează ca o lentilă. Imaginea se îmbunătățește, deschizătura prin care intră lumina se poate face mai mare acum și crește luminozitatea imaginii. În următoarea etapă, membrana transparentă care închide ochiul se îngroașă și devine o lentilă, încă o lentilă pe lângă lichidul din interior. Iar acest lucru duce la o imagine și mai clară. Apoi apar mușchi care pot mări sau micșora deschizătura prin care intră lumina și ochiul poate da acum imagini atât în lumină puternică cât și în lumină slabă. Și așa pot să apară prin variații mici, în zeci de milioane de ani, retina, cristalinul, umoarea apoasă, irisul și până la urmă un ochi așa cum este ochiul nostru. Și acum, bineînțeles că dacă scoatem o componentă, nu mai funcționează. Dar asta nu înseamnă, sper că v-am convins, că toate componentele au apărut dintr-o dată în forma pe care o au azi, proiectate de cineva. Toate aceste argumente împotriva teoriei evoluției, și mai sunt și altele, au ca scop promovarea unei alternative, și anume creaționismul. O teorie neștiințifică pentru că nu poate fi nici dovedită și nici infirmată prin observații și experimente. Creaționismul original spunea, printre altele, că toate speciile au fost create simultan de Dumnezeu și sunt imuabile. Deci, evident, nu există evoluție. Această formă veche a creaționismului a cam fost abandonată de-a lungul timpului, dar au apărut variante contemporane, cum ar fi teoria designului inteligent. Ideea de bază a acestei teorii este aceea că se poate dovedi existența unui proiectant, a unui designer, prin apariția vieții și prin anumite caracteristici ale viețuitoarelor de pe Pământ, iar printre argumentele folosite este și cel al complexității ireductibile despre care v-am vorbit. Este adus ca argument de asemenea și principiul antropic despre care am vorbit în videoclipul cu același nume. Dacă nu l-ați văzut, găsiți linkul în descriere. Vă amintesc că forma tare a acestui principiu spune că Universul are exact legile necesare pentru ca să apară stele, planete, elementele chimice necesare vieții și până la urmă viața. Adică Universul ar avea un scop, iar scopul final este apariția omului. Existența acestui scop ar fi o dovadă a faptului că Universul a fost creat, că a existat și există în continuare un proiectant, un designer. Teoria designului inteligent nu susține explicit că proiectantul Universului și a vieții este Dumnezeu. Proiectantul ar putea fi, de pildă, o veche civilizație extraterestră incomparabil mai evoluată decât civilizația noastră. Numai că
Și această idee este lipsită de logică și am explicat de ce în videoclipul principiul antropic, iar principalul neajuns al acestei idei este acela că ea nu rezolvă problema, pentru că apare imediat întrebarea cine a proiectat designerul. Dar scopul acestui material este să încerce să demonstreze că nu există contradicții între evoluție și credință. De aceea, acum ne interesează ideea că proiectantul universului și al vieții este Dumnezeu. Oare această idee exclude posibilitatea evoluției? A venit vremea să spun că teoria evoluției este de multă vreme o teorie științifică, ceea ce înseamnă că este dovedită prin foarte multe observații și chiar experimente. De pildă, studiul unor ființe foarte simple, insecte, de pildă, sau bacterii cu viață foarte scurtă, permite observarea fenomenelor evolutive în laborator, deoarece astfel de ființe pot fi studiate de-a lungul a zeci și sute de mii de generații. Apoi există în muzeele de istorie naturală ale lumii mii și mii de fosile, care aranjate cronologic pe baza datărilor cu izotopi radioactivi, arată evoluția și transformările care au avut loc de-a lungul timpului și care au dus la speciile care există în prezent. Există de asemenea și dovezi genetice, embriologice și altele. Deci știm cu siguranță că există evoluție, iar evoluția nu s-a oprit, ea continuă. Dacă oamenii nu se vor autodistruge, peste sute de mii de ani vor arăta altfel. Iar peste milioane de ani vor arăta cu totul altfel, vor fi de fapt o altă specie. Dar repet întrebarea, exclude faptul că există evoluție existența lui Dumnezeu? Sau invers, existența lui Dumnezeu exclude evoluția? Eu cred că nu. Nu văd de ce ar fi așa. Deoarece evoluția este dovedită științific, deci știm că există. Un credincios n-are altă ieșire logică decât să creadă că așa a făcut Dumnezeu lumea. A creat o lume în care să existe evoluție, în care speciile să evolueze de la simplu la complex, de la specii lipsite de inteligență la specii tot mai inteligente. Nu este o astfel de creație superioară și mult mai interesantă decât o creație în care Dumnezeu trebuie din când în când să intervină, ba să facă un ochi, ba să facă o ureche sau un ficat, sau să proiecteze specii care apoi dispar. De ce să nu credem că există evoluție? Pentru că Biblia nu pomenește despre evoluție. Am explicat în videoclipul Știință și Credință de ce un astfel de argument este lipsit de logică. În concluzie, știința în general și evoluția în special nu pot nici să infirme, nici să dovedească existența lui Dumnezeu, deoarece, așa cum am arătat în videoclipul Știință și Credință, nu există nicio legătură între cele două. Este adevărat că procentajul credincioșilor în rândul oamenilor de știință este mai mic decât în rândul celor cu puțină educație științifică. Dar asta se datorează modului de gândire pe care ți-l dă știința, și anume să nu iei de bun ceea ce nu poate fi dovedit. Nu se datorează faptului că știința dovedește că nu există Dumnezeu. Iar ideea acestui material este aceea că existența lui Dumnezeu nu poate fi nici dovedită, nici infirmată, nici prin logică și nici pe baze științifice. Existența lui Dumnezeu a fost, este și rămâne o problemă de credință și nu de știință. Dacă ați crezut că evoluția neagă existența lui Dumnezeu, atunci lumea nu este cum credeți. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!